weekend cu soare pe litoral a început deja pentru mulți dintre români. Dornici de vacanța la mare, aceștia s-au prezentat la recepție încă de joi dimineață să-și ridice cheile camerelor rezervate din timp. Hotelierii de pe litoral vin cu oferte greu de refuzat, iar cei care dețin vouchere de vacanță se declară norocoși. De departe, cele mai căutate oferte de cazare la mare sunt cele de tip all-inclusive. Românii le preferă pe aceștia pentru că au parte de anumite beneficii. Aici, turiștii reușesc să-și rezerve pachete de 7 zile de cazare cu totul inclus, iar pe lângă clienții care se cazează an de an și beneficiază de oferte de fidelitate, cei care au ales pentru prima dată acest tip de cazare trebuie să știe că au gratuitate pentru copiii cu vârstă mai mică de 7 ani. Spre exemplu, gradul de ocupare la unul din hotelurile de 4 stele din Mamaia cu pachete all-inclusive este de 80%, iar managerii spun că se așteaptă ca numărul rezervărilor de weekend să crească după ziua de azi. Complexul nostru este dedicat în special familiilor cu copii, motiv pentru care am adoptat o serie de măsuri ce constau în gratuități la copii până în 7 ani, gratuitate absolută la cazare și masă, iar cei peste 7 ani beneficiază de reduceri de până la 60%. Inclusivul este varianta cea mai bună? Este varianta cea mai bună, pentru noi cu copii mici este cea mai bună variantă. Beneficiați și de acea ofertă de gratuitate la cazare și masă pentru copii? Pentru copiii mei, da, da. Doi copii, doi băieți gemeni până în 6 ani. Au 6 ani și beneficiem, dar suntem foarte mulțumiți de complex. Am venit pentru ziua fetei, sărbătorim ziua fetei, în ideea, nu știu, să fie de toate. Să nu trească să alerg de colo-colo. Dar ați ales all inclusiv. Da, da, da. De aceea. Pentru câte zile? 5. Și ce preț ați achitat pentru asta? Destul. Un pic cam mare, dacă mă întrebați pe mine, pentru serviciile de aici. Pentru ca efectele pandemiei de coronavirus să nu le anuleze orice gând de vacanță, mai mulți hotelieri de pe litoralul românesc se unesc într-o campanie intitulată Mare pentru cei mici, prin care oferă o serie de gratuități copiilor cu vârsta până la 14 ani, de la pat suplimentar în cameră fără niciun cost până la 3 mese pe zi gratuite, în funcție de pachetele turistice practicate de hotelieri până pe 12 iulie.